Domnule președinte al României, onorați membri ai prezidiului, stimați invitați, dragi colegi, bine ați venit la prezentarea raportului de activitate al DNA pe anul 2015. La bilanțul de astăzi participă procurori, polițiști, specialiști, grefieri și personalul administrativ al DNA, precum și invitați din partea instituțiilor cu care colaborăm. Doamnelor și domnilor, în analiza de anul trecut am prezentat cele mai mari cifre de la înființarea instituției. Anul acesta, rezultatele sunt mult mai mari. Au fost trimiși în judecată peste 1250 de inculpați pentru fapte de corupție la nivel înalt și mediu. Au fost trimiși în judecată de 5 ori mai mulți miniștri și parlamentari decât acum 2 ani. Un prim-ministru, 5 miniștri, 16 deputați și 5 senatori. Este cel mai mare număr de demnitari investigați de DNA într-un an. Am instituit măsuri asiguratorii de aproape jumătate de miliard de euro. Sunt cele mai impresionante cifre de la înființarea DNA. Evoluțiile pozitive ne dau imaginea unei instituții care funcționează proactiv, curajos, ferm și eficient. Aceste rezultate ne obligă să lansăm și o discuție despre necesara reformă a statului în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției. Este bine că avem în fiecare an tot mai mulți inculpați pentru corupție? Este bine că în fiecare an avem toți mai mulți condamnați pentru corupție? Răspunsul trebuie să-l dea societatea. Dosarele aflate în lucru la DNA ne arată însă că nu am prins toți corupții. Rezultatele noastre demonstrează că există vulnerabilități majore care pun în pericol buna funcționare a societății. Corupția are efecte dramatice și se manifestă prin aceleași acțiuni repetitive. În lipsa unor măsuri clare de prevenire și control, tipologia faptelor investigate și mecanismele care au permis săvârșirea faptelor se repetă. Există sectoare în domeniul achizițiilor publice în care corupția este generalizată. De multe ori, atribuirea contractelor sau plățile aferente contractelor sunt condiționate de primirea unor sume de bani mascate prin înțelegeri frauduloase sau contracte fictive. Faptele de corupție au efecte directe asupra noastră, a tuturor. În multe cazuri, sumele care se dau mită funcționarilor sunt obținute prin evaziune fiscală, delapidare sau alte infracțiuni. Astfel, banii care ar fi trebuit să ajungă la salarii sau pentru investiții intră în buzunarele funcționarilor corupți. Corupția se reflectă și în calitatea și prețul serviciilor de care beneficiază cetățenii. Cetățenii sunt afectați de calitatea drumurilor când recepția lucrării se face plătind mită. Cetățenii plătesc un preț mai mare când se dă mită pentru punerea pe piață a medicamentelor. În dosarele trimise în judecată, banii dați mită au fost de 431 milioane euro. O sumă comparabilă cu bugetul prevăzut pentru cofinanțarea programului de autostrăzi pentru anul 2016, 2017 și 2018. Aproape 500 de persoane cu funcții de conducere au fost trimise în judecată. O creștere cu 30% față de anul trecut. Vedem cum în fiecare an îndepărtăm tot mai mulți funcționari corupți, finalizăm tot mai multe dosare, sunt tot mai multe condamnări. A dus acest efort la instituții mai curate? Rezultatele anchetelor DNA trebuie să fie un semnal puternic. Este necesară o abordare strategică de prevenire a corupției. Este necesară o comunicare în timp real între toate instituțiile care verifică achizițiile publice. O cooperare mai strânsă cu sectorul privat
poate duce la creșterea investitorilor corecți în a semnala eventuale fapte de corupție. Există instituții publice în care corupția crește în fiecare an. S-a triplat numărul trimiterilor în judecată față de cei care administrează fonduri din bugetul public. Peste 100 de primari și președinți de consilii județene au fost trimiși în judecată. O treime din președinții consiliilor județene din România sunt trimiși în judecată. Este o coincidență? Este o legătură cu funcția publică și bugetul administrat? Cu siguranță este rezultatul unei modalități netransparente de folosire a bugetului public. Cât timp planificarea unei achiziții publice nu va fi transparentă, se va folosi bugetul pentru achiziții supraevaluate. În continuare se vor folosi banii cetățenilor pentru achiziții de aparatură medicală scumpă de la firme de apartament, în timp ce spitalele nu pot asigura minime condiții pentru pacienți. Cât timp se poate decide discreționar ordinea efectuării plăților, vor fi în continuare funcționari care vor primi mită pentru a favoriza anumite firme. Recuperarea produselor infracțiunilor a fost o componentă importantă în anul 2015. Compartimentul de investigații financiare al DNA a fost operaționalizat, ceea ce a determinat creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor. Au fost luate măsuri asiguratorii de aproape jumătate de miliard de euro. De multe ori, în cauzele instrumentate de DNA, sunt implicate persoane ce obțin profituri uriașe și beneficiază uneori de complicitatea unor autorități. Bunurile sunt deseori simulate prin acte juridice fictive. Se folosesc companii offshore. Se deschid conturi bancare în alte jurisdicții. Se achiziționează bunuri în alte țări. DNA a trimis peste 110 cereri de comisii rogatorii internaționale către autoritățile judiciare străine pentru administrare de probe sau identificarea de bunuri. Este cel mai mare număr de comisii rogatorii de la înființarea DNA. Probele obținute în acest mod arată că niciun infractor nu trebuie să se simtă în siguranță, indiferent unde și-a ascuns banii. În dosarele DNA, în care s-au pronunțat hotărâri definitive în anul 2015, statul român are de recuperat aproape 200 de milioane euro. Această sumă ar trebui să intre efectiv în bugetul statului dacă ea va fi executată de organele fiscale. Așa cum am mai susținut, este important ca hotărârile judecătorești definitive să fie executate efectiv. Doar așa scopul pedepsei poate fi atins. Să nu uităm că aceste sume aparțin de drept bugetului de stat și trebuie să fie utilizate în folosul societății. Finalitatea dosarelor constituie un element relevant în analiza noastră. Activitatea judiciară a DNA s-a realizat de către 33 de procurori, care au avut peste 14.700 participări în ședințele de judecată. Activitatea procurorilor din DNA se desfășoară sub controlul judecătorilor. Instanțele de judecată au condamnat definitiv 970 de inculpați trimiși în judecată de DNA. Soluțiile pronunțate de instanțe au confirmat caracterul obiectiv și profesionist al dosarelor DNA. Pentru prima dată în ultimii ani, procentul de achitări a scăzut la 7,63%. Durata de judecare a dosarelor a scăzut, deși sunt tot mai multe cauze trimise la instanță. În 2015, cauzele definitiv judecate mai puțin de un an au crescut cu peste 60%. Am fost preocupați de hotărârile instanțelor judecătorești pentru evitarea soluțiilor diferite pe aceleași probleme de drept. În Alta Curte de Casație și Justiție este reperul de jurisprudență în funcție de care ne orientăm practica. Trebuie să ne asigurăm că soluțiile definitive sunt respectate și executate care au o garanție a statului de drept. Justiția depune un efort uriaș pentru investigarea și soluționarea cauzelor de corupție
folosind resursele financiare ale societății. Apoi, vedem de multe ori cum mecanismele și procedurile judiciare sunt interpretate și aplicate diferit. Unii condamnați nu execută integral pedeapsa aplicată de judecători. Unii sunt eliberați condiționat, fără a recupera prejudiciul sau folosind tertipuri administrative. Astfel de situații duc treptat la pierderea autorității statului și la o lipsă gravă de încredere în instituții. Deși dispozițiile codului penal care au intrat în vigoare de 2 ani prevăd că liberarea condiționată poate fi acordată numai dacă s-a recuperat prejudiciul, practica judiciară este neunitară. Am solicitat promovarea unui recurs în interesul legii pentru ca Înalta Curte de Casație și Justiție să decidă. Justiția este un serviciu public, iar de multe ori funcționăm sub presiunea unei cereri sociale foarte mari. Iată câteva dintre cererile care ne sunt adresate. Nivelul de așteptare privind activitatea DNA a devenit foarte ridicat. Uneori, oamenii ar vrea ca DNA să rezolve și probleme pe care nu le avem în atribuții. Aceasta nu înseamnă că așteptările cetățenilor nu sunt legitime sau că nu trebuie satisfăcute. Dar lupta împotriva corupției nu trebuie să însemne doar arestări, inculpări și condamnări în dosarele DNA. Acțiunile noastre pot avea efect durabil doar dacă sunt dublate de acțiunile preventive desfășurate de celelalte instituții și autorități ale statului, de mediul educațional și cel de afaceri. Principala provocare pentru DNA în această perioadă este determinată de creșterea continuă a volumului de activitate. Numărul dosarelor de soluționat a ajuns la peste 11.000 de dosare, dublu față de acum 5 ani. Activitatea de urmărire penală a fost desfășurată de 97 de procurori. Fiecare procuror a avut de soluționat în medie peste 110 dosare. Iată cum arată un singur dosar din DNA. Acest dosar este la un procuror care mai are și alte zeci de dosare în lucru. În acest moment avem de soluționat peste 7.100 de cauze, dublu față de cât putem soluționa noi într-un an. O primă rezolvare ar fi creșterea numărului de procurori și polițiști. Dar această soluție nu va fi eficientă dacă evoluția volumului de activitate va avea același ritm. Trebuie acceptat că nu putem aștepta mai mult de la procurori dacă lucrurile nu se schimbă. O astfel de schimbare trebuie realizată prin strategii serioase și reale de prevenire a corupției. Prevederile neconstituționale au creat în unele situații un vid legislativ de natură să genereze incertitudine juridică și practică neunitară. Este necesară o intervenție legislativă, dar aceasta nu trebuie să afecteze competențele sau instrumentele investigative ale procurorilor. Ne dorim să fim consultați în mod real cu privire la modificările legislative care ne privesc activitatea. A fost vitală pentru noi intervenția cetățenilor și a societății civile atunci când s-a încercat limitarea intempestivă a competențelor investigative. Pentru a avea rezultate, nu trebuie să peticim justiția, ci trebuie să-i oferim instrumentele de care are nevoie. Rezultatele obținute se reflectă și în schimbarea modului în care publicul se raportează la DNA. Numărul tot mai mare de persoane care sesizează fapte grave este o dovadă în acest sens. Peste 86% din dosarele înregistrate anul trecut sunt bazate pe sesizări ale persoanelor fizice ori juridice și instituții publice. Ne motivează faptul că încrederea publică în DNA a ajuns la cel mai ridicat nivel de la înființarea instituției. DNA se bucură de o încredere de peste 61%, cel mai mare nivel de încredere pentru o instituție din sistemul judiciar. Este de remarcat faptul că, la fel ca și în anii anteriori,
activitatea DNA a fost apreciată de Comisia Europeană. Rapoartele elaborate în cadrul mecanismului de cooperare și verificare au apreciat ca impresionante rezultatele DNA, arătând totodată că au fost respectate drepturile fundamentale în procesul penal. O altă caracteristică a anului 2015 a fost eficiența cooperării cu principalele instituții partenere, cărora le mulțumesc. Singura posibilitate de a oferi un răspuns eficient fenomenului infracțional este dialogul între toți cei implicați și identificarea de soluții comune. Continuarea și accentuarea cooperării internaționale reprezintă o prioritate a DNA și mulțumesc ambasadelor pentru sprijinul în realizarea programelor internaționale, a cererilor de asistență judiciară și suportul lor constant pentru activitatea noastră. În anul 2016, dincolo de continuarea instrumentării dosarelor de corupție la nivel înalt, prioritățile DNA vor viza și investigațiile privind corupția în administrația publică locală, corupția în sistemul judiciar, corupția în instituțiile de control și instituțiile de executare a pedepselor, corupția în achiziții publice, în special în domeniul sănătății și infrastructură, frauda cu fonduri europene, recuperarea prejudiciilor și confiscarea extinsă. Activitatea DNA trebuie să continue să fie definită prin profesionalism, consecvență, operativitate, eficiență, responsabilitate și transparență. Doamnelor și domnilor, toate aceste rezultate pozitive nu ar fi fost posibile fără contribuția profesională a procurorilor, polițiștilor, specialiștilor, grefierilor și a întregului personal care lucrează în DNA. Mulțumesc celor doi adjuncți, Nistor Călin și Marius Iacob, precum și celor doi consilieri, pentru susținerea și implicarea în toate proiectele manageriale propuse. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru efortul consecvent, continuu și profesionist din acest an. Vă mulțumesc pentru solidaritatea, curajul și determinarea cu care ați lucrat. Prin munca pe care o faceți, sunteți cel mai important capital al instituției noastre. Am trecut împreună un an greu. A fost un an în care, datorită anchetelor noastre, am fost atacați în mod constant. S-a încercat și se încearcă modificarea procedurilor și a posibilităților de investigare. Munca noastră i-a neliniștit pe mulți din cei care se credeau de neatins. Munca noastră i-a deranjat pe cei care credeau că funcția este o garanție a intangibilității. Dar noi am continuat cu corectitudine și profesionist. Și acesta a fost cel mai bun răspuns. În această luptă am avut alături de noi cel mai important aliat, cetățenii României. Fără ei, munca noastră nu ar fi fost posibilă. Sunt mii și mii de oameni alături de noi și de munca noastră. Sunt acei oameni cinstiți care vor o societate clădită pe corectitudine și respect. Sunt acei oameni onești care în urmă cu doar câteva luni au strigat în stradă corupția ucide. Această conștientizare a societății este cea care ne ajută cel mai mult împotriva corupției. Noi trebuie să continuăm să investigăm faptele de corupție la nivel înalt, să ne dedicăm activitatea pentru curățarea țării, să rămânem implicați serioși, să anchetăm corupții, indiferent de funcție sau de averea pe care o au, să fim curajoși și determinați, așa cum am fost și până acum. Să îndeplinim această așteptare a societății de a avea o Românie fără corupție. Pentru asta însă, toți cei care suntem aici în această sală, va trebui să ne dorim în continuare acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție și invit să ia cuvântul domnul Klaus Iohannis, președintele României. Doamnă procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnule prim-ministru, doamnă președinte a Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Doamnelor și domnilor miniștri, domnule președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, domnule director al Serviciului Român de Informații, domnule prim adjunct al Procurorului General, excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, distinși invitați, în primul rând vă felicit pentru bilanțul activității din anul 2015. Prin prezența mea aici, doresc să dau încă o dată un semnal puternic de sprijin pentru lupta anticorupție, pentru întărirea statului de drept și a independenței justiției. De la an la an, activitatea Direcției Naționale Anticorupție a devenit tot mai eficientă. Prin numărul de dosare instrumentate și complexitatea lor, precum și prin hotărârile definitive de confiscare și recuperare a unor bunuri provenite din infracțiuni. Sunteți un model de instituție funcțională și ați creat un standard de performanță. Prin activitatea și reușitele dumneavoastră, ați câștigat aprecierea cetățenilor României care își doresc să trăiască într-o societate dreaptă, într-o țară fără corupție, în care instituțiile, cei aleși să-i reprezinte și cei care îndeplinesc funcții publice, sunt realmente în serviciul oamenilor. Rezultatele obținute de dumneavoastră în lupta anticorupție, apreciate și dincolo de granițele României, sunt o garanție că procesul de consolidare a democrației și a statului de drept în România se află pe drumul cel bun. Am convingerea că vom reuși să fim din ce în ce mai puternici în aplicarea principiului constituțional, conform căruia nimeni nu este mai presus de lege, și să ne aliniem practicilor consacrate în statele cu democrații consolidate, care pun cetățeanul în centrul oricărei politici publice. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să remarc în același timp menținerea stabilității cadrului legislativ și faptul că s-a evitat pericolul unor legi sau acte normative care ar fi riscat să îngrădească lupta anticorupție, cum ar fi amnistia și grațierea, sau modificări intempestive la codul penal sau la codul de procedură penală. Încuvințarea de către Parlament a cererilor justiției rămâne însă un capitol cu restanțe periodice. Doresc să subliniez încă o dată faptul că imunitatea parlamentară nu are voie să se transforme într-o piedică împotriva luptei anticorupție. O altă temă importantă rămâne recuperarea prejudiciilor produse statului prin fapte de corupție comise de persoane pentru care s-a stabilit vinovăția prin decizie judecătorească definitivă. Nu putem permite ca persoane care s-au îmbogățit prin încălcarea legii penale să se bucure în continuare de respectivele foloase necuvenite. Cred, din acest punct de vedere, că avem nevoie de acțiune coerentă din partea autorităților și că trebuie operaționalizate cu adevărat instituțiile cu atribuții care să recupereze prejudiciile. Doamnelor și domnilor, pe parcursul anului trecut, cum am auzit, au fost trimise în judecată 497 de persoane cu funcții de conducere, dintre care 32 sunt demnitari. Acest fapt ne arată că flagelul corupției continuă, din păcate, să afecteze profund societatea noastră. De aceea, lupta împotriva corupției nu numai că nu s-a încheiat, dar trebuie să continue cu motoarele turate la maximum, iar DNA va trebui să rămână un jucător cu rol central în combaterea acestui fenomen extrem de nociv pentru societate.
În paralel, cred că este necesară dezvoltarea unor politici publice și a unei legislații care să pună accent și pe educarea cetățenilor, în special a tinerilor, cu privire la efectele negative ale corupției de orice fel, precum și pe măsurile de prevenire a faptelor de corupție. Pentru o schimbare durabilă în societatea românească, am convingerea că pe lângă caracterul judiciar și punitiv, lupta anticorupție trebuie să capete și o componentă educativă. De altfel, strategia anticorupție pentru perioada 2016-2020, care se află în lucru la Ministerul Justiției, urmează să pună accentul nu doar pe stabilitatea cadrului legislativ anticorupție, ci și pe tratarea incidentelor de integritate ca eșecuri de management al instituțiilor publice, insistând asupra importanței analizei post-incident și asupra măsurilor de prevenție. Doamnelor și domnilor, rezultatele DNA sunt de la an la an mai bune, fiind apreciate de cetățeni, dar și remarcate în plan extern. Bilanțul pe 2015 este o nouă dovadă în acest sens. Dar, dincolo de dosare și condamnări, activitatea Direcției Naționale Anticorupție are și un alt efect, care se resimte deja și se va resimți pe termen lung la nivel profund. Activitatea DNA a început să schimbe societatea la nivel de mentalități și practici, să schimbe modul de funcționare a autorităților și instituțiilor publice și chiar a elitei politice și administrative. Legea este aceeași pentru toți. Respectarea ei nu este opțională, iar corupția este inacceptabilă. Prin activitatea sa, DNA a început să arate că aceste principii nu sunt simple deziderate, greu de atins în România, ci că ele trebuie și pot să devină realitate. O societate care se clădește pe un asemenea fundament are mai multe șanse de dezvoltare și de prosperitate. Ca președinte al României, veți avea în mine un partener în activitatea dumneavoastră și în aplicarea acestor principii. Am convingerea că veți continua eforturile pentru consolidarea statului de drept și a democrației în România, astfel încât cetățenii să aibă sentimentul că trăiesc într-o Românie sigură și dreaptă. Vă urez succes în activitatea dumneavoastră viitoare. Mulțumesc! Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în ultimii 25 de ani, România s-a confruntat cu un fenomen al corupției de mare amploare, asocieri ilicite și nelegitime între reprezentanți ai aparatului administrativ, executiv, legislativ, uneori chiar judiciar și entități private, promovând interese contrare legii. Acolo unde viața politică și administrația trebuiau să funcționeze în interes public, am asistat adesea la captura statului prin intermediul clientelismului și corupției. Pe scurt, corupția din mediul politic a afectat funcționarea corectă a administrației publice și competitivitatea economiei, precum și încrederea cetățenilor în stat. Cred că între timp a devenit clar că nimeni nu este scutit de respectarea legii, că dosarele penale nu se instrumentează în funcție de prioritățile agendelor politice și că, mai devreme sau mai târziu, încălcarea legii se pedepsește. Raportul MCV din ianuarie 2016 notează o creștere a numărului de sesizări din partea populației, ceea ce poate fi corelat și cu nivelul crescut de încredere de care se bucură sistemul judiciar și lupta anticorupție în rândul cetățenilor. Creșterea încrederii în instituții este posibilă numai dacă va exista un angajament comun. Parlamentul
guvernul și sistemul judiciar pentru a reda credibilitatea instituțiilor statului și a reseta modul de a face politică și de a încheia afaceri în România. Ce are de făcut puterea executivă pentru lupta anticorupție este, în primul rând, să contribuie la un cadru normativ și instituțional stabil, să acopere nevoile de resurse financiare și umane și să creeze condițiile pentru un management independent și performant al instituțiilor implicate în combaterea corupției. Guvernul României înțelege că stabilitatea legislativă și instituțională a fost o premisă majoră a succesului DNA și că această stabilitate trebuie menținută. Ne aflăm acum la finalul perioadei de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2010-2015 și pregătim lansarea noii strategii pentru următorii ani, printr-un proces amplu de evaluare și consultare cu sistemul judiciar și cu partenerii din societatea civilă. Este important ca în perioada următoare România să deduce mai multe resurse măsurilor de prevenire a corupției, de promovare a integrității și a educației juridice în toate straturile societății, pornind de la cel mai înalt nivel. Nu întâmplător, s-a considerat integritatea drept un criteriu esențial și în desemnarea conducerii parchetelor și doresc să reconfirm că împărtășesc pe deplin această perspectivă. Trebuie să ne gândim tot mai serios la faptul că tinerii de astăzi vor reînnoi în timp clasa politică și corpul funcționarilor publici. Avem nevoie să dăm exemple pozitive și să facem din integritate și competență regulile jocului în administrația publică. Este evident însă că aceste obiective nu pot fi atinse dacă sectorul public este afectat de clientelism și corupție. Putem concluziona inclusiv din bilanțul de astăzi că acțiunile de combatere a corupției dau rezultate. Asanarea societății românești, încrederea în stat, vor apare atunci când vom fi în măsură să prevenim corupția și nu doar să o combatem ex post. Și sunt conștient că în această direcție, reforma administrației publice, prin transparentizarea actului administrativ, prin profesionalizare, depolitizare, debirocratizare, claritate și predictibilitate în actul decizional, vor contribui la reducerea sau chiar eliminarea unor focare de corupție din administrație. Avem nevoie să reinstaurăm un climat de încredere în administrație, bazat pe transparență și claritate a legislației, a procedurilor și a actului decizional. Teama de a asuma decizii, de multe ori de frica DNA, cum s-a împământenit în această ultimă perioadă, poate veni și din lipsa de claritate a legislației sau a procedurilor de lucru. Aici avem de-a face și cu o responsabilitate politică în actul legislativ. Și cred că această teamă de DNA nu este din cauza modului în care DNA își face treaba în mod exemplar, ci probabil de incapacitatea noastră de a progresa cu aceeași viteză în performanță cu care a progresat DNA în acești ultimi ani. Eu cel puțin așa lecturez lucrurile în momentul de față. Luăm măsuri totodată pentru ameliorarea activității de recuperare a prejudiciilor și valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni. În luna iunie, Agenția Națională pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate va fi operațională. Ne-am angajat să asigurăm resursele necesare pentru a îndeplini această exigență firească și justificată a societății românești. Operaționarea agenției va veni în sprijinul măsurilor deja susținute ale DNA de înghețare a averilor în cazurile de corupție, care, după cum spunea doamna procuror-șef, se cifrează în 2015 la 452 de milioane de euro. Vă felicit pentru rezultatele obținute pe parcursul ultimului an în combaterea corupției prin mijloace penale. Vă asigur de tot sprijinul guvernului prin pârghiile care ne stau la dispoziție, prin buget, cadrul legislativ și instituțional stabil, cooperarea pe care Ministrul Justiției o asigură
cu partenerii europeni pentru menținerea și consolidarea rezultatelor pozitive deja înregistrate. Doresc să salut în încheiere încă o dată eficiența și performanța DNA, cifrele vorbesc de la sine, precum și încrederea cetățenilor în lupta anticorupției deopotrivă. Faptul că DNA a obținut o rată a condamnărilor de aproximativ 90%, semnificativ pentru media altor țări, corelat cu reducerea ratei achitărilor de la 10% la 7,6%, indică încă o dată soliditatea activității dumneavoastră. Concluzia pe care o rețin și o subliniez totodată este că reducerea corupției și însănătoșirea societății românești nu ține doar de performanța DNA sau a sistemului judiciar, care este salutară, ci de asumarea noastră, atât la vârf, cât și în societate, a onestității și a profesionalismului ca valoare și atitudine. Vă mulțumesc și vă doresc aceleași rezultate remarcabile și în 2016. Domnule președinte al României, doamnă procuror șef a Direcției Naționale Anticorupție, onorați membri ai Prezidiului, stimați invitați, distinși reprezentanți ai ambasadelor, stimați colegi prezenți astăzi la prezentarea raportului de activitate al Direcției Naționale Anticorupție și, nu în ultimul rând, doamnelor și domnilor. Trebuie să vă mărturisesc că am răspuns cu mare plăcere invitației ce mi-a fost adresată de doamna procuror șef Laura Codruța Chioveși, de conducerea Direcției Naționale Anticorupție, de a participa și în acest an la bilanțul activității Direcției Naționale Anticorupție, constituind pentru mine o deosebită onoare să reprezint instanța supremă la acest eveniment organizat, an după an, de dumneavoastră, doamna procuror șef Laura Codruța Chioveși, cu ocazia prezentării publice a rezultatelor obținute de instituția pe care, cu succes, aș putea spune cu mult succes, o conduceți, și reprezintă în același timp pentru mine o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici, în prezența dumneavoastră, stimați colegi procurori, cu această ocazie deosebită, poate repetabilă din perspectivă formală, dar în mod cert, unică pentru dumneavoastră în fiecare an, din perspectiva fondului. Și de ce spun aceasta? Pentru că prezentarea raportului de activitate, a bilanțului de activitate, reprezintă un moment de o importanță deosebită în viața instituțională a oricărui organism public care își desfășoară activitatea în interiorul unei societăți democratice. Prezentarea raportului de activitate al Direcției Naționale Anticorupție prezintă într-adevăr o importanță majoră, nu doar pentru întregul sistem național de justiție, ci, spun eu, pentru întreaga societate românească. Datele ce au fost prezentate amplu în raportul întocmit de dumneavoastră și sintetic evidențiate astăzi în susținerea orală, reflectând din punctul meu de vedere rezultatele pe care le așteaptă o societate întreagă, întreaga societate românească. Și este bine că se întâmplă astfel de lucruri, că aceste rezultate sunt așteptate de societatea românească,
într-o luptă pe care cu toții ne-am asumat-o cu mai bine de câțiva ani în urmă, cu un flagel extrem de periculos și de perfid, respectiv corupția. Iată de ce consider că este firesc să încep intervenția mea de astăzi prin a vă adresa dumneavoastră, doamnă procuror șef, conducerii Direcției Naționale Anticorupție, întregului colectiv de procurori și de specialiști din alte domenii care alcătuiesc corpul profesional al acestei direcții, deci de a vă adresa cele mai sincere și calde felicitări din partea instanței supreme pentru rezultatele de excepție pe care le-ați obținut și în anul 2015, și spun și în anul 2015, pentru că deja cred că putem vorbi de o tradiție a reușitei în munca, în dificila misiune pe care v-ați asumat-o împreună cu colegii dumneavoastră, de a lupta în linia întâi, în prima linie, împotriva acestui flagel, respectiv împotriva flagelului corupției. Nu o să insist, deși mi-aș fi dorit, dar nu o să insist pe multitudinea de date statistice, de aspecte care în mod corect și obiectiv au fost evidențiate atât în raportul scris, cât și astăzi de către dumneavoastră, doamnă procuror șef. Dar nu pot însă să nu remarc câteva date pe care le-aș putea denumi cifre impresionante, ce ne oferă tuturor celor care le analizăm cu bună credință, ne oferă o imagine mai mult decât clară, obiectivă, a dimensiunii și complexității activității pe care ați desfășurat-o pe întreg parcursul anului 2015, și aceste date ne relevă o creștere impresionantă a numărului cauzelor instrumentate de dumneavoastră comparativ cu anul 2014. Se menționa undeva în raport cu peste 20% mai multe cauze decât în anul 2014. O creștere de asemenea considerabilă a numărului cauzelor în care au fost trimise în judecată persoane cercetate pentru fapte de corupție, ori în care au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției. Și toate acestea, din punctul meu de vedere, reprezintă un fapt cu atât mai remarcabil prin faptul că aceste cifre se raportează la cifrele menționate dumneavoastră în raportul din anul 2014, cifre la rândul lor la fel de impresionante aferente acelui an. Dar, doamnelor și domnilor, dacă aș putea spune pe cât de valoros, pe cât de meritoriu sub acest aspect este activitatea, pe cât de meritorie, iertați-mă, este activitatea Direcției Naționale Anticorupție, nu pot însă să nu îmi manifest îngrijorarea față de faptul că menținerea și creșterea considerabilă din an în an a nivelului de performanță înregistrat de Direcția Națională Anticorupție are însă, din păcate, și o altă semnificație. Menținerea încă la un nivel
destul de ridicat a formelor de manifestare a fenomenului corupției în țara noastră. Vă împărtășeam anul trecut, cu ocazia ședinței de atunci de bilanța Direcției Naționale Anticorupție, fiorul rece pe care l-am simțit în momentul în care am citit acea listă prezentată de doamna procuror-șef, conținând calitățile deținute de cei care au săvârșit grave fapte de corupție și care au fost condamnați de instanțe în cursul acelui an, 2014, pentru comiterea acelor fapte de corupție. Și spuneam despre acea listă că mi se părea că nu se mai sfârșește, că ea ne dovedea adevărata dimensiune a fenomenului corupției în țara noastră. Că în acea listă am văzut cu toții evidențiați de la oameni politici, miniștri, aleși locali sau parlamentari, primari, viceprimari, consilieri locali, consilieri județeni, senatori, deputați, magistrați, avocați, notari, polițiști, funcționari publici de rang înalt, medici, profesori universitari, oameni din sport și lista ar mai putea continua. Din păcate, spun eu, și în raportul Direcției Naționale Anticorupție de anul acesta, regăsim o listă cel puțin la fel de lungă, ce conține de asemenea o înșiruire tot atât de vastă a calităților deținute de cei care au săvârșit fapte de corupție și pentru care instanțele de judecată din România au pronunțat hotărâri definitive de condamnare. Am reținut din materialul de bilanț întocmit de dumneavoastră un număr de 973 de inculpați condamnați de instanțele de judecată din România în cauzele instrumentate de Direcția Națională Anticorupție și pot să vă spun că am reținut această cifră pe cât de meritorie pentru activitatea Direcției Naționale Anticorupție, pe atât de neagră, spun eu, pentru noi ca societate. Concluzia pe care îmi permit să o trag și îmi permit ca magistrat care îmi desfășură activitatea de peste 35 de ani este aceea că lupta anticorupție, oricât de bine sau mai puțin bine ar fi adusă la nivelul sistemului judiciar, parchete și instanțe, nu este completă și, dragii mei, nu va fi niciodată completă dacă ea nu va fi însoțită în egală măsură de acțiuni la fel de concrete, de acțiuni la fel de clare, de prevenire pe de o parte a acestui fenomen, iar pe de altă parte de acțiuni extrem de ferme, de punere în executare a hotărârilor judecătorești definitive de condamnare, deci vreau să mă refer la acele activități care sunt ulterioare momentului aferent finalizării procedurii de judecată prin pronunțarea hotărârilor definitive de condamnare a persoanelor care s-au făcut vinovate de săvârșirea unor fapte de corupție. Dacă în ceea ce privește primul palier, cel care este legat de activitatea de prevenție, pot să-mi exprim totala încredere că următoarea strategie națională anticorupție, pentru că prin intermediul colegilor desemnați particip permanent și instanța supremă participă permanent la elaborarea acesteia. Această strategie națională anticorupție aferentă anilor 2016-2020 trebuie să identifice cele mai bune mecanisme și practici prin care, la nivelul instituțiilor publice centrale, la nivelul celor locale, la nivelul mediului de afaceri,
cât și în multe alte sectoare de activitate ale societății românești, fenomenul corupției în totala varietatea formelor sale de manifestare să fie descurajat și împiedicat să se mai producă. În ceea ce privește cel de-al doilea palier, cel care vizează punerea în executare a hotărârilor definitive de condamnare a persoanelor ce s-au făcut vinovate de săvârșirea faptelor de corupție. Doresc să folosesc, dragii mei, această ocazie pentru a-mi exprima public profunda îngrijorare asupra riscului pe care ni-l asumăm noi ca societate. Riscul acela de a lăsa ca eforturile uriașe care au fost făcute în ultimii ani de sistemul judiciar în lupta împotriva corupției să-și piardă efectele, să-și diminueze efectele prin acceptarea unei lipse de intransigență a noastră, a tuturor, și cu atât mai mult a celor care au atribuții în acest sens, în punerea în executare efectivă a măsurilor punitive dispuse prin hotărârile judecătorești definitive de condamnare pentru fapte de corupție, indiferent că acestea vizează latura penală sau latura civilă a cauzei. Această lipsă de fermitate este manifestată și nu trebuie să ne facem că nu o observăm. Am constatat-o cu toții. Este manifestată prin ușurința cu care persoane condamnate la pedeapsa cu închisoarea pentru săvârșirea unor fapte grave de corupție beneficiază de reduceri de pedeapsă, uneori chiar de reduceri mult prea mari de pedeapsă, ca urmare a scrierii unor lucrări al căror caracter științific este, ca să fiu elegantă, cel puțin îndoielnic. Sau, după cum bine se spunea și se scria într-un cotidian britanic, aceste lucrări științifice reprezintă, spuneau britanicii despre noi, lucrări, realizări, mai exact, uimitoare pentru orice om. Productivitatea, cu ghilimele de rigoare, din penitenciare, spuneau domniile lor, nu este fondată în niciun mod pe zelul academic. Asistăm în România, se spunea, la o adevărată Academie a infractorilor. Oare ne place să se spună aceasta despre noi ca stat? Se scriu cărți pe bandă rulantă, se spunea în continuare. Infractorii folosesc prevederile legale care statuiază că o lucrare științifică valorează 30 de zile de închisoare ce se pot scădea din durata pedepsei. Oare nu cumva, și dacă ar fi să mă raportez la datele statistice prezentate de Administrația Națională Anticorupție, de Administrația, iertați-mă, Națională a Penitenciarelor, faptul că în mai puțin de 2 ani s-au scris 440 de lucrări de 220 de condamnați definitiv, oare acest lucru n-ar trebui să ne pună mari întrebări? Oare nu aveau dreptate britanicii când ne spuneau că în România, în penitenciare, există campioni ai oamenilor de știință? În fața operelor scrise de acești campioni, ar trebui să se încline până și Balzac. Închid acest palier, dar vreau să mai spun că
că lipsa de fermitate despre care vorbeam puțin mai devreme se manifestă în ultima perioadă nu numai pe această latură, ci și prin faptul că acceptăm, și mă întreb oare de ce, ca partea din dispozitivul hotărârilor judecătorești definitive de condamnare a persoanelor vinovate de săvârșirea faptelor de corupție să nu fie pusă în executare, și mă refer în principal aici la cele dispoziții care vizează recuperarea prejudiciilor, ori indisponibilizarea sau sechestrarea bunurilor provenite din infracțiuni. Oare nu este necesar pentru noi ca societate să ne recuperăm prejudiciile, pagubele care au fost produse prin faptele săvârșite de cei care au comis infracțiuni de corupție? Fără această, spun eu, ultimă componentă, dragii mei, a mecanismului de tragere la răspundere a persoanelor care au săvârșit fapte de corupție, întregul demers judiciar, desfășurat de oamenii legii, de procurori, de judecători, nu va rămâne decât o simplă zbatere lipsită de nivelul acela de eficiență ce trebuie atins pentru a putea eradica acest fenomen extrem de grav care este fenomenul corupției. Iată de ce consider că societatea noastră, societatea românească, trebuie să conștientizeze această capcană către care este atrasă și să înțeleagă ce se urmărește prin diverse activități desfășurate de către personal sau prin intermediul altor persoane, de către cei care intră în impact cu legea penală, săvârșind fapte de corupție. Spuneam de asemenea și cu alte ocazii. Fenomenul corupției este unul, din punctul meu de vedere, dintre cele mai perfide forme de manifestare a răului social. Dacă pentru, sau dacă marea majoritate, ca să spun așa, a infracțiunilor obișnuite, aș putea spune, au chip, cu ghilimele de rigoare, în sensul că ele se concretizează prin acte materiale vizibile, acte materiale ale căror consecințe negative pot fi sesizate chiar de ochii cetățeanului de rând, nu același lucru se poate spune despre faptele de corupție, care sunt ascunse de cele mai multe ori, invizibile ochiului cetățeanului de rând, care sunt cele mai dificil de probat și de foarte multe ori, prin diverse demersuri, se încearcă a se profita de aceasta. Consecințele acestor fapte, în timp, se propagă, așa ca și ele, tot ascuns, insidios, împiedicând o reacție socială puternică, să zicem, din partea societății. Și de ce se întâmplă de multe ori acest lucru? Pentru că, virgulă, corupții și corupătorii fac eforturi uriașe pentru a disimula gravitatea unor astfel de fapte, pentru a se erija ei înșiși în victime, încercând să transforme în ochii publicului neavizat acțiunile întreprinse de justiție împotriva lor pentru întronarea legalității în acțiuni presupus abuzive împotriva lor exercitate de către organele statului. Iată de ce trebuie să nu rămânem niciodată nepăsători, să nu ne fie teamă, să luăm poziție ori de câte ori constatăm că sunt stigmatizați public în mod nejustificat
colegi procurori sau judecători care își asumă răspunderea instrumentării acestui gen de infracționalitate, să nu-i lăsăm niciodată singuri și să venim în sprijinul lor, pentru că încrederea în organele statului, încrederea în general, este piatra de temelie pe care se bazează fundamentele unei societăți democratice și cu atât mai mult fundamentele sistemului judiciar. Fără încredere nu vom putea clădi niciodată nimic. Ar fi multe de spus, o să mă opresc aici, cred că deja am vorbit prea mult. Un singur lucru aș vrea să mai transmit. Cred, și să știți, cred cu tărie de asemenea, că lupta împotriva corupției trebuie să însemne o atitudine intransigentă din partea fiecăruia dintre noi, împotriva oricăror forme de activitate ilegală sau lipsită de integritate. Pentru că dacă vom permite în societate în continuare să existe acest gen de activități, consecința nu va fi aceea decât compromiterea aspirațiilor noastre, ale tuturor, spre o societate mai bună, mai dreaptă, mai onestă, mai calmă, o societate benefică din punct de vedere economic, o societate în care avem dreptul, atât noi cât și copiii noștri, să trăim. Este o onoare care mă obligă faptul de a mă afla astăzi aici în fața dumneavoastră în calitate de ministru al justiției. Acum 14 ani, când Parchetul Național Anticorupție, așa cum se numea pe atunci, s-a înființat, aproape nimic nu anunța eficiența pe care această structură specializată de parchet o va atinge. Cazurile de corupție instrumentate erau puține și irelevante pentru corupția sistemică de nivel înalt cu care România se confrunta. De ce o structură de parchet specializată în combaterea corupției? Aceasta era o întrebare recurentă în 2002. Astăzi, nimeni nu mai pune această întrebare pentru că răspunsul este evident. DNA, Direcția Națională Anticorupție, contribuie decisiv la demolarea mitului urban că în România nu este posibilă combaterea efectivă a marii corupții. Ultimul raport din cadrul mecanismului de verificare, de cooperare și verificare publicat de Comisia Europeană în ianuarie 2016 notează o creștere semnificativă a numărului de sesizări din partea populației, ceea ce arată evident un nivel crescut de încredere de care se bucură sistemul judiciar, lupta anticorupție și primii săi cavaleri, Direcția Națională Anticorupție, în rândul cetățenilor. DNA este astăzi la o cotă de încredere din partea populației care depășește semnificativ încrederea în multe instituții fundamentale ale unui stat de drept. Ceea ce a arătat activitatea Direcției Naționale Anticorupție în ultimii ani este că nu există derogare de la respectarea legii, că dosarele penale nu se instrumentează în funcție de o agendă politică și că mai devreme sau mai târziu brațul legii este și în România ferm. Cifrele, am spus, au spus-o și antevorbitorii mei, vorbesc de la sine. Ca procurori ai Direcției Naționale Anticorupție, aveți o profesie grea, o profesie pe care trebuie să o purtați cu demnitate. Încrederea publicului vine cu un preț mare, în care procurorii Direcției Naționale Anticorupție nu și-au permis niciun compromis referitor la independența instituției și a lor ca profesioniști. Sunteți supuși multor presiuni din partea publicului, nivelul de așteptare este foarte mare, din partea mijloacelor de informare în masă, nu în ultimul rând, din partea celor care redactează rapoarte în care combaterea corupției este o piatră unghiulară, cum este cazul mecanismului de cooperare și verificare. Nu puteți reuși în această luptă singuri și de altfel nici nu ar fi un semn al unei societăți mature. Lupta singulară a Direcției Naționale Anticorupție cu corupția nu ar fi un semn al unei societăți care a învățat ceea ce înseamnă combaterea infracționalității.
Acum câteva elemente despre cum poate contribui executivul, în speță Ministerul Justiției, la lupta anticorupție. Putem contribui prin asigurarea unui cadru normativ și instituțional stabil, prin asigurarea resurselor financiare și umane de care instituția are nevoie, prin crearea condițiilor pentru un management independent și performant al instituțiilor implicate în combaterea corupției. Ministerul Justiției înțelege că stabilitatea legislativă și instituțională a fost o premisă majoră a succesului Direcției Naționale Anticorupție. În acest sens, înțeleg ca ministru să promovez o corectare foarte rapidă a dispozițiilor reținute de Curtea Constituțională a României ca dispoziții din Codul de Procedură Penală ca fiind neconstituționale. Ele sunt numeroase, unele sunt cu un impact decisiv asupra activității parchetelor și pentru asta mă refer numai la ultima decizie a cărei motivare o așteptăm cu privire la neconstituționalitatea articolului 142 aliniatul 1. Un al doilea element cu care Ministerul Justiției poate contribui ca parte a executivului este garantarea finalității procesului penal prin asigurarea unui cadru legal și instituțional care să permită nu numai condamnarea celor vinovați de către un judecător independent într-o instanță independentă, ci și recuperarea prejudiciilor și valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni. Premierul a spus că Agenția Națională pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate va fi operațională la sfârșitul primului semestru al acestui an. Va primi toate resursele necesare și va veni în sprijinul măsurilor deja susținute ale Direcției Naționale Anticorupție de înghețare a averilor în cazurile de mare corupție și aici o să spun cifra, îmi permit să o repet, de jumătate de miliard, aproape jumătate de miliard de euro. Și aici trebuie gândit într-un cadru mai amplu, în care nu numai Ministerul Justiției este chemat să contribuie. Avem nevoie de ANAF, care să se asigure că recuperează în întregime prejudiciile, astfel cum au fost ele reținute în hotărâri definitive pronunțate de un judecător independent. Avem nevoie de punerea în aplicare într-un mod mai curajos a confiscării extinse. Avem, în fine, nevoie de o corectă implementare a unei directive europene care privește confiscarea extinsă, deci o directivă specială în această materie. În al treilea rând, ar trebui să concepem politice publice într-un sens mai amplu, în care prevenția este o parte, prevenția, promovarea integrității și a educației juridice au un rol mai important. Trebuie să corelăm combaterea corupției cu o politică mai amplă de combatere a sărăciei. Pentru că înainte de a ucide, corupția sărăcește o societate, îi deturnează resursele destinate infrastructurii rutiere, educației, sănătății, în general a unei bune funcționări a societății moderne, a societății noastre ca stat membru al Uniunii Europene, prin capturare de către actori privați, a căror funcțiune este să conducă cetatea, nu să o țină captivă în mod sistematic și cu program. Direcția Națională Anticorupție, singură și o abordare exclusivă de tip forță represivă a legii, law enforcement, nu pot constitui ele singură o politică publică și eficientă pe termen lung. În acest sens, Ministerul Justiției, ca administrator sau gestionar al Strategiei Naționale Anticorupție, înțelege să acorde prevenției un rol mai important, un rol esențial în aducerea la zi a acestei strategii. În fine, nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm că Direcția Națională Anticorupție are un cadru instituțional stabil în care performanța, inclusiv cea managerială, este recunoscută. Ca ministru al Justiției, înțeleg să iau act de performanța susținută a Direcției Naționale Anticorupție, să-mi asum funcția pe care o am și să aplic dispozițiile legii prin propunerea de reinvestire a procurorului șef DNA. În încheiere, aș dori să îi felicit pe procurorii Direcției Naționale Anticorupție, pe experții din această instituție, conducerea acestei instituții pentru rezultatele, performanța și determinarea cu care își fac treaba. Cifrele din raport sunt elocvente, rapoartele
elaborate în cadrul mecanismului de cooperare și verificare și încrederea cetățenilor în lupta anticorupție, așa cum este ea reflectată în 2016, confirmă toate aceste rezultate. O să abordez în cuvântul meu acest raport dintr-o perspectivă ușor diferită față de cum au făcut-o antevorbitorii mei, pentru că, în primul rând, este clar că acest eveniment a stârnit un interes deosebit din partea mediei și nu era pentru mine o surpriză. Deci nu o să mă refer dintr-o perspectivă a specialistului la acest raport, ci dintr-o perspectivă comună. Din această perspectivă, aș începe să vă spun că sunt onorat să particip alături de dumneavoastră, cei care sunteți aici la acest eveniment, care, așa cum spuneam, captează mai mult decât orice atenția mass-mediei românești. De altfel, acțiunile Direcției Naționale Anticorupție aduc de ceva vreme doza aproape zilnică de senzațional în programele de televiziune și în presa scrisă, preocuparea acestora nemai fiind neapărat goana după subiecte, cât comentarea în registre cât mai originale, astfel cât informația oficială din comunicatele publicate de DNA să fie completată cu diverse informații pe surse și îmbrăcate în cât mai variate culori, percepții și nuanțe. Făcând abstracție de senzațional și indiferent care sunt beneficiile instituțiilor media în zona de rating, tiraje sau accesări, este cert că beneficiul cel mai important în urma acestor acțiuni este cel al societății. Și aceasta nu neapărat din punct de vedere emoțional, cât din perspectiva acceptării și permanentizării unei normalități, aceea funcționării unei instituții în limitele legii și în scopul pentru care au fost create. Din această perspectivă, cred că sunt în asentimentul procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, afirmând că nu este extraordinar să aplici și să respecti legea atunci când ești investit cu atâtea atribuții. Nu este senzațional să fii independent și imparțial atunci când Constituția țării deopotrivă îți dă acest drept, dar și îți te obligă. Nu este o faptă eroică să trimiți în judecată un infractor atunci când este investit cu această competență, ci este o datorie obligatorie profesională pe care ți-ai asumat-o odată cu intrarea în profesie. De fapt, ceea ce se apreciază ca fiind excepțional în activitatea DNA, într-o societate așezată și într-un stat consolidat, înseamnă normalitate. Cred că e momentul ca la nivel de percepție publică și nu numai, sistemul judiciar să fie decuplat de la registrul senzaționalului și să fie racordat la cel al normalității. Altfel riscăm să mitizăm instituții și să statornicim impresia că ceea ce ar trebui să fie regulă e de fapt excepție. Din păcate, se pare că în România dispare cultura normalității și apare... E senzațional. E clar că este prea mult senzațional în România. Deși societatea românească e în căutare de valori și echilibre care uneori se dovedesc precare sau volatile, în drumul anevoios spre civil și democrația asumată, iar statul de drept este un concept aparent complicat, ca magistrat de carieră și ca președinte temporar al Consiliului Superior al Magistraturii, indiferent de cum va fi primită această afirmație, spun că în România justiția este regula, nu excepția. Procurorii DNA nu sunt importați din vreun sistem judiciar al vreunui stat ultra-performant sau ultra-democratic, ei provin din rândurile procurorilor școliți și formați în România, iar experiența și conduita lor profesională s-a dezvoltat în contextul legislativ și instituțional românesc. Ei au profesat și înainte de DNA și vor profesa și după ce le va înceta detașarea la DNA. Racordarea la standarde fiind regula, nu excepția în cariera lor profesională. În acest context, ceea ce poate face diferența este o calitate intrinsecă a managementului direcției, și anume abilitatea de a capacita și valorifica fiecare resursă, astfel încât instituția să-și îndeplinească activ și efectiv rolul conferit de legi și regulamente.
Desigur, suntem la un moment de bilanț și nu pot să nu vă felicit pentru activitatea susținută și pentru rezultatele obținute pe parcursul anului 2015. Raportul evidențiază fără tăgadă un ritm și o calitate specială a activității dumneavoastră. Documentul evidențiază, pe de o parte, importanța activității desfășurate de Procurorii Anticorupție, dar, pe de altă parte, dimensiunea îngrijorătoare a fenomenului corupției din România. În ceea ce privește activitatea și competența materială a Direcției Naționale Anticorupție, lucrurile sunt clare. DNA este o instituție de aplicare a legii, structură specializată de investigare a faptelor de corupție de nivel înalt și mediu, precum și altor infracțiuni grave considerate a fi în strânsă legătură cu corupția ca fenomen complex. Din perspectiva atribuțiilor legale, putem spune că DNA acționează cu responsabilitate și fermitate pentru strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor aflate în competența sa, pentru identificarea persoanelor care au săvârșit aceste infracțiuni și pentru stabilirea răspunderii penale a persoanelor. Ce este însă într-o oarecare măsură surprinzător, și cred că aici e locul senzaționalului, este că deși lupta împotriva corupției a fost declarată ca prioritate a statului român încă în perioada de preaderare la Uniunea Europeană, în acest sens fiind create instituții și legi, constatăm că totuși numeroși demnitari, persoane cu funcții publice, au subevaluat seriozitatea și eficiența instituțiilor și a legislației specifice, implicându-se în activități infracționale periculoase, aducând serioase prejudicii de imagine funcțiilor lor, instituțiilor din care făceau parte, dar mai ales prejudicii impresionante la bugetul de stat. În același registru nu pot să nu fac vorbire în intervenția mea despre îngrijorarea pe care trebuie să o manifestăm față de evoluția fenomenului în perimetrul propriului nostru sistem. Deși numărul magistraților condamnați definitiv pentru corupție a scăzut nesemnificativ totuși, de la 20 în 2014 la 19, sunt date care le-am luat din raport, zona rămâne dominată numeric de condamnări ale magistraților procurori. 12 procurori condamnați în 2015, respectiv 13 procurori condamnați definitiv în 2014. Restul până la 19 sunt judecători. În condițiile în care, la nivel național, raportul numeric procuror-judecător este 1,16. Asociind aceste date și cu statisticile secțiilor în materie disciplinară ale Consiliului, unde cifrele sunt mult mai mari, la judecători față de procurori, putem concluziona că posibila scădere a standardelor de disciplină într-un anumit sector, faceți socoteala la raport, creează premisele unei propulsări a aspectelor disciplinare neidentificate sau nesancționate la timp în zona penalului, cu consecințe mult mai grave atât pentru magistrat cât și pentru sistem. Dacă, revenind la Direcția Națională Anticorupție, dacă procurorii au obținut rezultate remarcabile în combaterea corupției, este pentru că au legea de partea lor și ei știu acest lucru și știu cum să aplice legea. Aceeași lege le spune că sunt independenți și imparțiali și dă Consiliului Superior al Magistraturii rolul de garant al independenței justiției. Din această perspectivă, Consiliul Superior al Magistraturii, consecvent în exercitarea rolului său constituțional, a intervenit și va interveni prompt în toate situațiile cu potențial de afectare a independenței justiției și magistraților. Urma în consemnările mele o serie de critici și observații, să zicem, ele se pot desprinde, posibilele critici se pot desprinde chiar din analiza raportului ca atare. N-o să o fac pentru că ar fi nepoliticos să fac asta în fața gazdei, o să fie subiect de analiză cu siguranță în secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul are obligația să observe în mod critic toate aceste rapoarte, să ia datele, să le analizeze și să propună de mai bine. Asta o să facem și noi, chiar dacă eu sunt judecător astăzi, având în vedere că sunt și președinte temporar al Consiliului, mă voi implica și voi încerca să fac ca lucrurile să fie mai bune decât ați constatat dumneavoastră astăzi în prezent. Revenind, aș spune că atâta vreme cât Consiliul Superior al Magistraturii își va îndeplini rolul constituțional, munca procurorilor anticorupție,
deloc comodă sau lipsită de expunere, va fi protejată în fața oricăror presiuni sau acte de intimidare. Restul e vocație, disciplină, formare și colorarul complex al acestora, integritate. Felicit conducerea și întreg colectivul Direcției Naționale Anticorupție pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată anul trecut și vă invit pe toți specialiști, justițiabili, politicieni, oameni de presă, demnitari și simpli cetățeni, să vă raportați la justiție ca la o normalitate. Restul va veni de la sine. Vă asigur de sprijinul meu personal și al CSM-ului în toate activitățile și proiectele dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Încă de la început doresc să mulțumesc pentru invitația de a participa la această evaluare și vreau să spun că este o onoare pentru mine și pentru tot efectivul Ministerului Afacerilor Interne de a fi prezenți astăzi aici. Bilanțul este un mod tradițional, este în mod tradițional momentul în care fiecare instituție își prezintă analiza activității și a rezultatelor obținute, iar aprecierea unanimă este că Direcția Națională Anticorupție a obținut în anul 2015 cele mai bune rezultate de la înființare. Nimic nu se compară însă cu confirmarea venită de la cetățeni, cel mai important barometru de evaluare a oricărui instituții publice, iar Direcția Națională Anticorupție este în topul instituțiilor în care cetățeanul are încredere. De asemenea, activitatea DNA a fost apreciată inclusiv în raportul elaborat de Comisia Europeană în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Este, de fapt, pentru al treilea an consecutiv în care raportul cuprinde referiri pozitive, iar acest lucru demonstrează progresele înregistrate în România cu privire la reforma în sistemul judiciar, lupta împotriva corupției, pentru întărirea statului de drept și independența actului justiției. Lupta anticorupție este rezultatul muncii în echipă. O echipă de cercetare, de documentare, de administrarea probatoriului, iar alături de procurorii DNA își aduc contribuția toate instituțiile cu atribuții în acest domeniu. Aici vreau să evidențiez și activitatea polițiștilor detașați de la Ministerul Afacerilor Interne la Direcția Națională Anticorupție. Ministerul Afacerilor Interne este una dintre instituțiile care sprijină activ munca dumneavoastră pe care o depuneți în fiecare zi. Acest suport se manifestă direct prin Poliția Română, prin Poliția de Frontieră Română, prin Jandarmeria Română, Direcția Generală Anticorupție sau prin Departamentul de Informații și Protecție Internă. Aportul nostru constă în sprijinul pentru organizarea acțiunilor, documentare, date și informații, suport operativ sau criminalistic, precum și prin punerea la dispoziție a unor importante resurse umane și materiale. Astfel, în urma activităților desfășurate în anul 2015, structurile Ministerului Afacerilor Interne au constatat și ulterior au declinat în favoarea Direcției Naționale Anticorupție un număr important de dosare penale pentru continuarea cercetărilor. Totodată, consider că în ceea ce privește colaborarea dintre Direcția Națională Anticorupție și Direcția Generală Anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne, aici cred că această colaborare ar trebui consolidată. Am să cer Direcției Generale Anticorupție să facă toate eforturile pentru acest lucru. În finalul intervenției mele, doamnelor și domnilor procurori, dați-mi voie să vă felicit pentru activitatea desfășurată în anul trecut, pentru rezultatele obținute și vreau să vă asigur de tot sprijinul, suportul și respectul Ministerului Afacerilor Interne. Vă mulțumesc! Doamnă procuror șef, vă mulțumesc și vreau să vă transmit tuturor salutul și aprecierile colegilor mei din cadrul Serviciului Român de Informații cu ocazia ședinței de prezentare a bilanțului pentru anul 2015 al Direcției Naționale Anticorupție.
Vă mărturisesc că nu am venit aici ca un invitat sau ca un observator din afară. SRI este un membru al echipei care luptă împotriva corupției și vreau să felicit de la bun început pentru rezultatele obținute în anul 2015. Așadar, ne aflăm și în acest an în fața unui bilanț impresionant al DNA. Acest lucru cred că se datorează mai multor factori, dintre care unul este esențial, opțiunea fermă a cetățenilor pentru independența actului de justiție, egalitate în fața legii și combaterea corupției. Suportul masiv al opiniei publice se află pe un trend ascendent de la an la an și confirmă importanța acestei instituții în societatea românească. Din perspectiva Serviciului Român de Informații, lupta anticorupție reprezintă o prioritate de ordin strategic. Misiunea noastră este să contribuim la prevenirea și la contracararea amenințărilor la adresa securității naționale generată de faptele de corupție. Corupția riscă încă să afecteze performanța instituțiilor publice, competitivitatea economică și nu în ultimul rând coeziunea socială. De aceea, scopul serviciului este să reducă amploarea și impactul acestui fenomen în viața cetățenilor. Serviciul Român de Informații alocă resurse umane, resurse procedurale și tehnologice de cel mai înalt nivel în cooperarea cu DNA. Asta se poate traduce în sute de echipe operative comune care reprezintă un parteneriat interinstituțional de succes. Acest standard de excelență profesională este replicat în toată țara. De aceea vreau să-i asigur pe cei din structurile teritoriale ale DNA că la nivelul conducerii strategice ale SRI acordăm o atenție deosebită manierii de cooperare și la nivel teritorial. Distința audiență. România anului 2016 nu mai este o Românie resemnată. DNA este una dintre instituțiile statului care contribuie la speranța că România poate oferi propriilor cetățeni șansa normalității și a performanței la ea acasă. Este limpede că în statul român corupția nu mai este acceptată ca mod de viață. Avem de partea noastră voința cetățenilor de a moderniza societatea românească în toate aspectele vieții ei. În această direcție consider că este esențial parteneriatul instituțiilor statului cu cetățenii. Nu văd posibile excelența, legalitatea și transparența în actul de servicii publice fără o raportare directă la cetățean și la așteptările sale. Consider că în lupta anticorupție se impune, pe lângă perfecționarea instrumentelor punitive, o intensificare a mijloacelor de acțiune preventivă. Contrar percepției generale, misiunile noastre sunt complementare, nu sunt identice. SRI are, pe lângă rolul de contracarare a corupției, responsabilitatea majoră de prevenire a acestui flagel. Implementarea metodelor preventive anticorupție este extrem de importantă în vederea asigurării integrității pe celor care exercită funcții publice. Știu foarte bine din viața serviciului pe care îl conduc că succesul activităților de prevenire nu are impact media, dar pentru noi este o misiune strategică pe care o îndeplinim. Vreau să încep prin a vă felicita pentru activitatea absolut extraordinară care ați desfășurat-o anul trecut și pe care sunt convins că o veți desfășura cu succes și anul acesta. Deși suntem la o prezentare și la o analiză de bilanț, nu intenționez să mă refer la indicatori și rezultate, pentru că a făcut acest lucru doamna procuror-șef și multe lucruri în plus nu aș avea de adăugat. De asemenea, am văzut la sfârșitul lunii ianuarie și concluziile raportului MCV, mai mult decât relevante pentru ceea ce privește activitatea DNA. Un singur lucru vreau să-l menționez, mă raliez părerii doamnei procuror-șef și, cum am spus-o de atâtea ori, cred că a venit momentul ca statul să acorde o atenție mai mare sprijinirii justiției și a duce la bun sfârșit actul de justiție pe recuperarea prejudiciilor. Este un lucru esențial pentru societatea românească. Aș vrea să abordez și să subliniez un aspect pe care consider deosebit de important și care reprezintă un câștig atât din perspectiva activității DNA, în special, dar și a justiției în general. Este vorba despre creșterea gradului de încredere a cetățenilor în justiție,
de o reală apropiere a acestea de societate, de o percepție a justiției ca serviciu public, la cote nemai întâlnite până în prezent. Nu este o concluzie a noastră ca practicieni, ci este o realitate determinată de cifre. Astfel, potrivit unui sondaj de opinie realizat la sfârșitul anului trecut, 86,7% din persoanele intervievate consideră că acțiunile statului de combatere a corupției sunt importante și foarte importante. Alte sondaje de opinie arată că instituțiile judiciare beneficiază de nivele de încredere net superioare majoritatea instituțiilor din România și trebuie să arătăm că în cadrul instituțiilor judiciare se detașează vizibil Direcția Națională Anticorupție. După cum se poate observa, asistăm pentru prima dată după 1989 la o identificare și o suprapunere a activității judiciare, în special în domeniul combaterii corupției, cu orizontul de așteptare al societății, al opiniei publice. Această realitate a devenit și mai evidentă la sfârșitul anului trecut, odată cu tragicul eveniment care a avut loc la Clubul Colectiv. Corupția ucide este sloganul care a sintetizat perfect ceea ce s-a întâmplat în tragica noapte de 30 octombrie 2015, marcând totodată o trezire a conștiințelor, a mentalităților, dezvoltându-se un consistent suport pentru combaterea corupției. Acest sprijin a venit în contextul în care activitatea instituțiilor judiciare și de integritate, și aici am în vedere în primul rând Direcția Națională Anticorupție, a acționat într-un ritm susținut și performant pentru combaterea flagelului corupției. Iar la acest capitol, rolul dumneavoastră este foarte important, pentru că faptele de corupție generează neîncredere în stat, în instituția acestuia, cu consecințe deosebit de grave la nivelul întregii societăți. Din acest motiv, misiunea Procurorilor Anticorupție este pe cât de dificilă, pe atât de importantă, pentru că, de fapt, combătând corupția, apărați statul de drept și neteziți drumul societății românești spre un viitor trainic și stabil. Rezultatele obținute, nivelul ridicat de încredere cu care este cotată instituția dumneavoastră, suportul public consistent, reprezintă o dovadă clară a independenței justiției și a statutului de magistrat pe care îl are procurorul în cadrul sistemului judiciar din România. Dragi colegi, urmează un an foarte complicat, un an mai complicat decât alți ani, în care este nevoie poate mai mult decât oricând de normalitate. Iar pentru noi procurorii, normalitatea înseamnă profesionalism, echilibru și determinare. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru mesajele de încurajare, pentru felicitări, dar în special pentru modul în care ne-au transmis un mesaj clar de susținere în activitatea noastră. În același timp, pentru corectitudine, le mulțumesc și celor care ne adesează obiecțiuni privind activitatea noastră sau critici, cu cât sunt ele mai punctuale și mai clare, cu atât ne ajută și pe noi mai mult să îndreptăm ceea ce poate fi greșit în activitatea noastră. De multe ori, soluțiile noastre, deciziile noastre se ascund în spatele unui limbaj tehnic și poate că trebuie să ieșim și să explicăm mai bine sau mai clar ceea ce facem. De aceea, aceste critici și observații cred că sunt utile. Stimați colegi, cred că mesajele de astăzi au fost suficient de clare. Cred că au fost mesaje de susținere și de continuare a ceea ce facem. Astăzi a fost o zi deosebită, am avut prezentarea raportului de activitate, dar cred că este timpul să ne întoarcem la activitățile noastre curente. Mulțumim tuturor celor care ați participat astăzi la activitatea noastră de bilanț și declarăm închisă această activitate. Vă mulțumesc!